У меня сосуд чейка, пентепривит, ацакурдат, чилавштор, пекаля бутничи стати, читацанул царинас. Сосуд импликат ладерит, не ликвидаря консенсис, но ситуация эксепционали, не турку плоили абоненти, каля буду к территории царинас. Браво, дмиастре, люмы мандресу, дмиастре. Сенсу дат, сами сум ордини менционари. Cu distinția Ministerul Afacerilor Interne Crucea pentru miere de clasa 2, locotenent colonelul Serviciu Salvare Macovei, Dumitru Hanatole. Mulțumesc în servicii. S-a trebuit. Domnul Auto, echipe de intervenție numărul 1, din cadrul detașamentul căutare salvare numărul 1. Mulțumesc. Alexei Mesit Maximici. 3. Să-i spun de la urmă. Dracoviț Andrei Toadea, șef al drumului direcție, șef serviciu plătec civile, situații finale, 1G. Conducătorul auto echipei de intervenție la incendiu numărul 2, a detașamentului căutare și salvare numărul 1. Până la urmă, Sergiu Adrătur, să vă doresc prezentat. Am colonel Sergiu Major Flore, la urmă, dumneavoastră prezent. Felicitări mele. Bravo. Sergiu Republica Moldova. Participarea cu succes la ștafeta combinată, consacrată memoriei angajaților Ministerul Afacerilor Interne căzuță datorie, desfășurată la 2 iulie curent, în cadrul care echipa Serviciului Protecției de Situație Excepțională a ocupat locul 1. Deci se acordă gradul special următor, colonel al Serviciului Salvare, locotenent colonel al Serviciului Salvare, Andreev Alexandru Valentin. Locotenent colonel Andreev, se prezintă. Da, ești mele. Emeritat, bravo ție, la mult anumit. Eu vreau, într-adevăr, să aduc mulțumire la acești bravo angajați ai serviciului, care ne credem la faptul că afară era o temperatură caniculară. Practic, timp de 2 săptămâni de zile au fost transportate spre Sinistrast circa 80.000 foi de ardezie, circa 200 metri cub de cherestea, circa 20.000 metri pătrați de peliculă și alte bunuri materiale de care au avut necesitate oamenii noștri. Am isprăvit cu tot ce am avut noi, că toate puterile, forțele noastre, mijloacele de transport, noi ne-am descurcat. Primele trei zile au fost cele mai grele. Practic nu dormeam, adică se primea din serviciu în serviciu, tot problema a fost ne-am urcat în poduri, am stupat găurile acești cetățeni care au fost spart. Trebuie să iubești serviciul ca să faci față lucrurilor. Astăzi am primit mențiune pentru VTJ în situații excepționale. Pentru mine asta e o mare onoare că am fost stimulat și de către conducerea Ministerului și conducerea serviciului. Primele minute, împreună cu tot efectivul și conducerea Direcției Situații Excepționale, am venit în ajutorul cetățenilor acele 10 sate care au avut de străduit în urma calamităților naturale. Și pe parcurs a 2 săptămâni, am acordat ajutorul cetățenilor. Am lucrat, am transportat ardezii în Roioane, Ungheni, în sat Pădirești, Petrești. Unii au fost destinația, punctul destinației, acolo s-au transportat. Ramă, leacă, odihnă, iară, facem, cum spunem, 2 deplasări pe zi, deplasare, cum că vă tărău conducerea, că după temperaturile de afară 35-37 de grade, era cam o leacă complicat. Cel mai bine era noaptea de transportat, că nu era soarele astea.